Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Băi, suntem acum îmbrăcați ca și italienii. Sunt de pe serverul Anta pe România și vă aștept și pe voi. Am să pun linkul lor în descriere și serverul lor de Discord. Păi, ce vreau să zic? Acum suntem îmbrăcați ca și italieni. Eu încerc să repar mașina. Sunt cam singur din câte îi. Nu știu cine ăla din spate, mă rog. Am zis că să încerc să repar și eu mașina asta. Ceilalți poate să-mi plictisesc prin oraș, combinații, ce-au mai rămas din ei. Așteptăm o persoană importantă, dar hai să nu vă mai zic prea multe. Ne întâlnim pe atunci. Mama, ce v-am prins mâna. Bine, să nu uitați de like și subscribe. Let's go! Hai că au venit. Bună seara. Să trăiți, domnule. Vă pot ajuta cu ceva? O căutăm pe Larisa. Din păcate, doamna Larisa nu e pe aici. E plecată la piață. S-a dus să cumpere, să facă ceva de mâncare. Domne, cred că dumneavoastră știți dacă sunteți prezent aici în Organie, în locația celor din italiană, să zic așa. Domnul este Bulion. Încântat. Este vărul lui Andrei Oh, Popescu. încântat. Voiam să-l aduc aici Voiam să-l aduc aici să-i povestiți dumneavoastră cam care a fost treaba între Andrei și fostul lider mafiei italiene italian. Ok, haide să luăm un loc acolo, nu? E o Sigur, poveste pe sigur. cam lungă. Deci, de unde să înțeleg? De unde să încep? E un loc, că poate să nu te ia cu leșină, să zic așa. Aolo. Na, poate povestea te va afecta. Mă, a început totul de la... Deci, cum zic, că ei doi au fost la un moment dat prieteni, știi? Am înțeles că era o Și... mafie, dar eu nu Da. credeam, credeam că așa, jocuri. Da. Și faza care a fost, după prea multe bătăi și un alta, Andrei i-a luat locul lui italianul. Și na, noi ne-am tot încercat să ne batem un alta cu cealaltă organizație. Am zis că Care mai organizat? na, nu prea aș zice așa. Eu fost o organizație aici, Păi cum se numea? nu. Cum se Lasă. îmbrăcau? Ziceți, domnule! Lasă, că informațiile astea îți voi da de altă dată, să Bebe, zic. tu știi? Bă, dă-i! Scuză-mă, nu am fost atent, eram pe telefon. Tu știi ce organizați? Cum, ce organizație? Deci că se băteau cu organizații și nu vrea să-mi zică, domnule, tu știi? Erau organizații, erau multe, au fost mai multe acum, nu... Da. A fost foarte multe în oraș cu cine n-a avea el treaba. Și la un moment dat s-a bătut cu italianul, din cauza puterii, știi ce zic? A vrut să fie ca, na, eu sunt mai bun, italianul, ia, eu, nu, că eu sunt mai bun ca el. Na, și la un moment dat, așa de tare s-au certat încât s-au cam omorât, să zic așa, Aolo, pe a cine l-a fost o omorât tragedie. pe vărmiu? Italianul. Păi și italianul ăla cum a murit? După ce s-a întâmplat chestia, după ce l-au omorât pe Andrei, italianul a fost capturat De cine? de cineva, nu vedea nume, în care acea persoană a avut grijă să se răzbune pe Andrei. Am știut că povestea asta o să-l afecteze așa de tare încât să pice. Aveți un Ce flacon cu să apă? faci, mă? Ce să faci cu... Aveți un flacon cu apă la dumneavoastră? Ce să am? Un flacon cu apă, că uitați, parcă am leșinat. Păi tocmai am aflat de la poliția, a venit FBI-ul peste noi acasă Au. și tocmai am aflat că Andrei nu a murit într-un accident pe Muntele Ciliad în excursie, Da, ci că ar fi fost ucis de către o mafie. da, da. Da. Păi cam asta am încercat și eu să povestesc, n-am. Sper că n-a dat cu capul, stai să... Nu, nu.
Bă, toate mi se întâmplă mie, bă, băiatule, bă. Am sincere condoleanțe să, să spun așa. Pulța. Hai, bă, să plecăm, că mă doare capul. Fui. Mulțumesc, doamne. Nu, vă spediți acum, dacă vă mai pot ajuta cu ceva, nu, mă găsiți aici. Cu nimic, doamne. Pa, bebe. O zi frumoasă aveți. La fel, la fel. Mă, acesta a fost episodul, că câteodată e mai bine să lași așa, să nu cauți adevărul, pentru că adevărul doare, bulioane. Nu. Zic să lăsăm pe Andrei să se odihnească? Nu, niciodată. Nu pot să fac asta, vorbile meu, care ziceam în fiecare. Deci, băieți, cam asta a fost povestea, să zic așa. Deci, poate pe acest episod nu o să fie prea lung, dar n-am. Acesta a fost adevărul. E dacă ți-a plăcut acest episod, te invit căldură să apeși pe butonul de like, subscribe. Am fost, I'm happy și v-am pupat. O zi frumoasă. Pa, pa.